Gelevenia aici. S-aude? Is this thing on? Vreau să aud ceva. Deci microfonul merge. Ok, salutare, salutare, sunt Geleven. Și bine... Da, avem sunet, gata. Bine m-ați găsit la House Flipper. Ce faceți? Salutare copii, salutare Jimmy, Cătălin, Manu, Rares, I can kill for my family. Și Daniel, și Alin, și astăzi am ceva frumos să vă arăt. Ce om, bă, să vedeți ce vă arăt eu bău azi. Salut, Andrei. Da, să ajustăm puțin microfonul. Ideea este în felul următor. Salutare, Nistoniuc! Salutare, Cosmin! Eu mai am 50.000 de dolari din cei 119.000 sau cât am avut. Știți că am cumpărat o casă. Hai, cât vorbesc cu voi să mai tund iarba, mai fac niște XP. Așa. Am cumpărat o casă, știți foarte bine că am făcut living-ul. Da? Și... ieri am intrat pe joc, singurel. Vezi că eu te aud doar într-o cască. Are jucării noi pe House Flipper. Salut, Tudorica! Nu, nu avem film azi, nu. Azi nu. Filmul cred că e mâine seară, că o să... Joi ajung mai târziu. Mâine și vineri ce ajung mai normal acasă. Așa, salut, Raul! Bine. Nu mai fac eu, cred că XP cu... Au, ce-am făcut aici? Uhuu! Da-și mie ceva XP! Chiar te auzi într-o cască, acum i-am pus căștile. Hai mă, nu-mi dați emoții, mă! Ok, jocul... House Flipper a avut parte de un update. Un update, un patch, în care s-a rezolvat problema cu ăsta care tunde iarba. Acum dacă vedeți că se aude. Înainte se auzea foarte încet și nu ziceai că nu știu ce. Deci s-a rezolvat problema asta cu sunetul de la ăsta. Mi-a băgat topor, dar nu știu sigur de unde îl iau. O băgat topor, că poți să tai chestii cu el. Și ce pană au să mă aud într-o cască, mă? Te las cu prostiile. Te auzi în stinga. What? Bă, deci, eu mă aud pe mine, nu mă mai aud, nu știu ce pană au să-i. Stai așa, oleacă. A? Nu, se aude? Nu se aude, nu se aude, nu se aude, nu se aude. A, deci pe partea asta nu se aude. Cred că am, sper că n-am ars microfonul, bă. Mono, jocul se aude stereo, te aud doar în stânga. Cred că, sper că n-am ars microfonul. Microfonul, bă. A, ce sex se aude în mono, jocul se aude stereo, te aud doar în stânga. Ia, zic ceva, a? Toată în... Cred că, sper că n-am ars microfonul. Microfonul, bă. In. A, ce sex se aude în mono, jocul se aude stereo, te aud doar în stânga. Bă, ia zic ceva, a? Toată în... Cred că... Sper că n-am... Nu mai... Nu știu ce se întâmplă. In. Zi, de Darius, a, zi. Ce sex se aude în mono, jocul se aude stereo, te aud doar în stânga. Ei, bătut de băiat cu construcția. Bă, sper că n-am azi microfonul. Cred că... Sper că n-am... Nu știu ce se întâmplă. In. Da, nu știu ce se întâmplă. Zi, de Darius, zi. Jocul și pe telefon? Nu știu, nu cred. S-ar putea să fie o versiune și pe telefon. De-aia nu știu ce se întâmplă, că nu mă aud în ambele, nu știu. Da, nu știu ce se întâmplă. Darius, zi. Jocul și pe telefon? Nu știu, nu cred. Abar n-am ce se întâmplă. S-ar putea să fie o versiune și pe telefon. De-aia nu știu ce se întâmplă, că nu mă aud în ambele, nu știu. Da, nu știu ce se întâmplă. Da, nu știu, chiar nu știu, cred că... Sper că n-am picurat ceva pe el și a intrat și s-a întâmplat ceva, că mor dacă
Dacă se strică microfonul ăsta, I'm dead. Da, nu știu, chiar de nu capul cred că... Păi, dar nu știu ce să fac, nu. Mă duc prin setările de la sunet să văd dacă nu s-o fi schimbat ceva pe aici. Properties. Focus right. Done. Salut, Bogdi. Faci un gol, microfon nou. Nu, mă, dar de ce, mă? Am picurat ceva pe el și... Bă, da, atât de sensibil e, mă. Am picurat ceva pe el și am apucat repede să dau cu mâna. Și uite-te și tu, s-o bolit ăsta. S-o fi ceva din cablu de aici, nu știu. A, ceva din cablu. M-a auzit mai bine acum sau de n-amândouă sau de numai una sau de n-amândouă. Uite că pe stânga nu s-aude. Hello! Nu, cred că nu se mai aude un canal. Sau am bulit ceva de la volum mixer, de la... A, nu știu ce să fac, chiar nu știu cum să fac. Da, se aude numai în una. Și la mine tot în stânga se aude. Cred că am bulit microfonul. E? Nu? Nimic? Da, nu știu ce să fac, chiar nu știu ce să fac. Mă rog, eu voiam să vă arăt altceva, da? Go home and car. O să încerc să vorbesc mai puțin, nu? Bun, asta este căsuța noastră, cuibușor de nebunii. Mai știți, da? Bun, am făcut niște modificări aici. Și anume, am făcut acest hol de trecere între casă și garaj cu spoturi pe sus frumos. Pitic! Așa. Am făcut acest hol, am pus un ceas, o băncuță și o oglindă. Aici e dormitorul. N-am pus decât o perdea și un pat. Momentan. Așa. De ce mai faci, Geli, chestionarul cu întrebări? Baia o știți deja, am pus un coș de rufe. Și... n-am decât două surse de lumini. Așa. E, treaba s-a schimbat o țără pe aici. O să vedeți unde. Pe birou am mai pus niște obiecte. Aici... perdele am pus. Am mai pus niște spoturi. Și mi-am făcut grădină. Aici am o de-asta. Doar că de ce trebuie să tund mereu iarba? Nu înțeleg de ce trebuie să tund mereu iarba. Ceva s-a băguit, că eu făcuse în grădină aici. Ia uite, cu foieșor. Deci, ce se întâmplă cu jocul ăsta? Deci nu era așa aseară. Deci asta trebuia să fie, uite ce frumos, trebuia să fie așa. Uite, cu dăștea, cu tufe pe jos. Dar nu știu ce s-a întâmplat aici. Uite, așa aveam de-astea.
O luam de jos și o pun, dacă o iau de jos și o pun înapoi. Se pare că se păstrează. Nu înțeleg ce se întâmplă. Aveam plăcuțele astea faine. Nu era nici urmă de iarbă aici. Aseară am făcut tot fain. Uite, cu lămpi. Mi-am luat fail, mi-am luat. Uite și aici era așa. Cu piatră făcut. Deci era faină grădina. Uite ce fain era. Flori cu toate. O ploașă crescut iarba din nou. Păi da, dar nu-i normal, pentru că eu trebuia să nu mai am. Oare trebuia să pun gazon? Trebuia să pun altfel de gazon? Ia, uite, dacă iau placa și o pun înapoi. Uite, să... Uite, se repară. Deci e un bug de la joc. E băguit ceva. Da, cred că mi-am ars microfonul. Băgasar sârma și o cârcă de bani microfonul ăsta. Dar poate totuși e doar o întrerupere de undeva și pot să-l repar. Aia cu picamurul la locul de muncă. Nu, și astăzi m-a bătut la cap. Mă rog, ce voiam eu să vă mai arăt este bucătăria. Deci grădina ar fi arătat cam așa ce am făcut eu aseară. Chiar a ieșit super fain. Te auzi și în dreapta, dar foarte încet. Dacă intru pe Discord să mai aud de pe o cască. Nu știu, hai să încercăm Stronger, hai un pic pe Discord. Băi, vedeți că am venit pe Discord. Băi, vedeți că am venit pe Discord. M-au zis tot într-o cască. Nu, noi te auzim bine. Deci aici se aude bine? Da. Deci mă auziți în ambele, nu? Da. Da. Păi și de ce numai pe live mă auziți într-o cască? Probabil că e setat live-ul prost, nu știu. Aha. Ok, mersi. Deci ceva nu e în regulă. Pentru că toată lumea... Ce, își revine microfonul acum? Hello. E de la OBS? E de la OBS? Ce să fie de la OBS? Ia. Settings. Sofisticat vreo setare la OBS? Ia. Bă, fii atent că pot să... dacă eu, deci eu pot să-mi închid. Chiar așa, stai. Da, dacă voi m-auziți pe mine numai într-o parte și pe Stronger ar trebui să-l auziți numai într-o parte. Stronger! Da. Ia vorbește ceva, că să vedem dacă tu te auzi tot într-o parte sau... Test, 20, test. Te rog frumos, spune-mi o poezie. Cățeluș cu părul creț, pură rața din coteț.
Și se jură că nu fură și l-am prins cu gura în gură. L-am prins cu gura în rață. Atât. Deci știi că tu te auzi bine. Bun. Hai să mă duc la setările de audio alu. Stereo. Uite, o să pun mono. Și acum mă iară pe stereo. Focusrite. Focusrite. Output. Nu, e totul e bine aici. Mă, poate că am picurat ceva în el și până se usucă sau până se... Stai să, scuze, trebuie să închid microfonul când fac treaba asta. Ok, am dat din nou drumul la microfon. Și nu știu ce se aude acum, ia să încerc să întorc pe partea alaltă. Deci fii atent, nu se aude canalul de față-spate, ba numai că aici, de fapt tot timpul, se auzea în ambele dacă vorbesc. Așa. Nu știu. Da. Deci dacă pe Discord mă aud ok, s-ar putea să fie ceva la OBS. Voi fi mutat eu? Voi fi mutat eu ceva la canale? Webcam, USB, audio, Focusrite. Nu mai e bine, n-am... Voi fi apăsat pe ceva și s-o făcut mono. Abar n-am. E de la OBS, microfonul n-are nimic. Bă. E bine acum, uite acum vă văd și pe voi aici. Aici e live-ul, hai să trec din coa. Bă, nu știu, ce, habar n-am ce să-i fac. Nu, eu cred că s-o dat ceva peste cap. Și nu văd balans la sunet, deci... OBS-ul nu are balans la sunet. Deci n-are balans la sunet OBS-ul, nu am. Nu văd nicăieri o chestie să dau stânga sau dreapta. Am dat și restart la live. Na. O fi... Stai așa un pic. Ies din joc de tot. Deci fiți atenți, acum nu mai sunt în joc. Da? Am oprit jocul. Nu mai avem treabă cu jocul. M-au zis bine sau nu? Eu ieri am îmblat o țără... Am îmblat o țără... Salut, Dan. Ieri am îmblat o țără aici. La ăsta. Și... Era undeva o chestie, some devices, device properties. Additional device properties. Am umblat ieri aici când făcea probleme la Tomb Raider. Undeva... Uite, era asta. Allow applications to take exclusive control of this device. Era... Așa, mă rog. Apply, ok. Nu știu dacă... E de la YouTube dacă te referi la întreruperi. Nu, Dan, e vorba de faptul că m-au zis numai într-o parte. Și nu înțeleg de ce, pentru că eu dacă vorbesc așa, mă aud... Stângă, dreaptă. Nu știu, mă aud bine, nu știu cum să zic. Habar n-am. I don't know. Focusrite. Ia să dăm un troubleshoot aici. Ce găsește. Audio enhancements. Turn off. And use device. E bine, mă.
Nu știu. Am umblat ieri aici când făcea probleme Tomb Raider-ul. Și... că problems found, generic audio driver. Ar putea să fie driverele de la... Click data la OBS unde scrie microfon, click advanced audio properties. Stai să vedem. La microfon, da? Nu am așa ceva, am doar properties. Nu am și advanced. E Streamlabs OBS. Acum vocea îți rămâne în urmă? Uite, vezi? Microfonul este aici. Mă duc la opțiuni. Audio. Mic. Microfonul este focus, right? Asta e microfonul. Stereo 44, deci n-am ce să schimb. Cum adică rămâne vocea în urmă? What? O fi de la YouTube? Jocul meu preferat, Assassin's Creed. Na, nu știu. Ce să zic. Poate și revine. Ăsta văd că n-o găsit decât framework ca problemă, n-o găsit alte drivere lipsă. Sample rate e 44. Da, e 44. Eu n-am schimbat nimic, așa a rămas cum era. Ia să văd cum aud alte drivere lipsă. Tot în stânga mă aud. What the font is wrong with this? Sample rate e 44. Da, e 44. Eu n-am schimbat nimic, așa a rămas cum era. Ia să văd cum aud. Mă aud pe mine în stânga. Nu, e ceva, e altceva. Habar n-am. Hai, nu, asta e. Ne descurcăm noi așa. Sigur e ceva de la OBS sau placa de sunet raportată la OBS. Click dreapta unde apare microfon AUX. Nu pot să dau click dreapta. Dacă dau click dreapta apare doar unhide. Nu am click dreapta pe OBS să dau chestia asta. N-a las că nu o să vorbesc mai puțin, nu. Doar nu i-am făcut nimic așa cum a rămas, așa a rămas. Acum dacă mă duc și are iarba acolo, înseamnă că e băguit ceva la casa asta. Trebuie să vă arăt bucătăria cum a ieșit. Uai! Ia să văd, iar e iarbă în grădină. Uite, acum e bine. Acum e bine. Începusem și eu să... O să facem o chestie. O să dau drumul la Twitch. La sfârșitul live-ului dau drumul la Twitch. Să vedem dacă pe Twitch mă auziți tot în stânga. Salut, Marian! Uite ce fain! Uite ce fain ar fi arătat!
corpul ăla de iluminat și cu tot. Și mi-au băguit, uite, au dispărut florile. Ce se întâmplă, mă, cu jocul ăsta? Ce, îmi tai florile? Mi-au dispărut florile acum. Păi bine, bă, eu mă uit aici. Salut, Filip. Cum clica sau să apară iarăși. Nu înțeleg de ce panoul ăsta s-a băguit. Uite, îl pun la loc. Uite. Dacă îl pun la loc, se rezolvă problema. Ce fain arăta. Dar mi-au bulit florile. Uite, au dispărut florile. Ce, mă, trebuie să le ud? De ce mi dispar florile? Nu, dispar florile. Pana ursului. Hai să vă arăt bucătăria. A? 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 Ce ziceți? Avem aici tot ce trebuie. Până și prosop avem aici în cui. Și am făcut până la urmă peretele ăsta așa. Era mai cald un pic. Un frigider, cred că n-avem nimic. Măcar a rămas cu pozele, dacă dispar, da. Na, asta e bucătăria. Asta e holul de trecere în garaj. Și ce mai rămas de făcut, practic, e ceva la dormitor pe aici, dar încă nu știu ce. Chiar nu știu ce vreau să fac aici, nu prea vreau să fac nimic. În dormitor nu prea am ce să fac. Salut, Mădălin. Și mă gândesc că poate ar trebui să vând casa sau să mut birou aici, ce ziceți? Eu la grădina aș mai avea de lucru. Uite, aici, de exemplu, trebuie să-mi pun o masă faină în mijloc și niște chestii. Nu știu cât o să valoreze casa asta, nu știu cum aflu. Sell the house. Ia să dau enter. Submit garden for contest. American crop. English. Ah, uite, mi-a dat achievement. The plant section, 2 stele. Equipment, nimic. Layout, 5 stele. Mi-a dat 85 de puncte la grădină. Uite, bă, ce chestie. Am luat achievement doar că... Ci că you bought the house cu 65.000. Bugetul e 50.000. O pun la licitație casa? Hai să o pun la licitație. Ia uite aici cum se bată ăștia pentru casa mea. Chang Choi. Pe la cheamă Chang Choi. Veronica Lipson. Johnson Family, Jean Tart, Dolan Trusk, nu-i Donald Trump. Ci că s-au vândut la familia Smot, s-au vândut cu 103.000. Accept sau refuz? Shift și Enter, negociem. A, uite, pot să negociez. Deci mie îmi dă cu 103.000. Ia să negociem. Shift și Enter. Propose to increase payment. Uite, să mai pună un... Cât să mai pună?
19.000. Negotiate offer, shift enter. Pe negocieri, negocieri. Your offer is too low, I can sell you for 19. Alright, we can accept. Uite bă, acceptat, să mai dea 19. Ai, trebuie să-i cer mai mult. Trebuie să-i cer mai mult. Pot să refuz încă. Deci e 120.000 casa. Vinde baraca. Să refuz? Hai să vedem, voi ce alegeți? Vând casa și cumpărăm altceva și facem mai fain? Sau mutăm birou aici, vindem baraca și ne vedem de treabă? Votați! Vinde baraca, vinde casa. Accept. Refuz. Vinde-o. Vinde-o. Deci până acum e 4-2. 5-2, 6-2, 7-2, 8-2. S-a votat. Acceptăm oferta. Yay! Achievement. Procreative. Am vândut prima casă. Băi, what's your impression after the first auction? If you would like to check some buyer's details before the next one, I saved your notes. Și am rămas la baracă, uai. Casa cu bunker și pune biroul la bunker. Am 185.000 de dolari. Ia să ne... Și noi mai putem cumpăra odată casa aia cu garajul. Sau odată ce ai cumpărat-o, nu mai poți lua. Ce faină e asta. Uite, asta are bunker. Casa asta are bunker. Și are și un pic de patio afară. Asta arată foarte fain. Deci casa cu home and car s-a vândut. Cumpăr casa cu bunker. Birou în bunker. E interesantă aia. Păi și eu dacă am vândut casa cu garajul, o mai pot lua? Sau practic, dacă ai vândut ceva, se consideră că ai vândut-o și ți-o șterge din colecția de case? Cum e? Mie, sincer, îmi place casa aia. Uite asta. Asta îmi place. E 131.000. Dar îmi place cum arată aici. Casa din Home Alone e ultima, ce fain. What? Asta e casa din Home Alone? A, da, uite, Alone Home. Dă-te, mă! Casa din Home Alone. O fi... E 400.000. Da, mă, uite, e casa din Home Alone. Du-te, bă, ți-a văzut-o. Oare jocul ăsta are workshop? Nu știu. Nu, eu vreau să cumpăr pe aia. O să cumpăr pe asta care mi-a plăcut mie. Salut, David. Go. Hai să mergem să vedem ce ideea. Children should have toys in their rooms. Nice. Ia să vedem, avem poartă dublă. Deci practic avem loc de două mașini aici, dacă stau să mă gândesc bine. Mașină nu avem. Intrarea în casă îmi place foarte mult, prispa asta aici. Se poate intra și de aici. Multă mizerie, foarte multă mizerie. De ce ai Steam Overlay-ul pe Big Picture? Nu știu, așa l-au făcut jocul ăsta. Pot să am faci o promovare. David, poți să-ți faci o promovare. Sigur. Iar gândați, bă. Am luat deja archivul cu ăsta.
ok, avem un living destul de mărișor aici. Îmi place că living-ul e mare. Și ieșirea în grădină. Astea trebuie plantate deja. Bunkerul e aici. Hai să vedem cum arată bunkerul. A, ce mic. A, ba nu. Deci în bunker aici ar fi dormitor. Baie. Ok. Salut, Gheorghe, salut. Mamă, ce e aici? Oh, deja uite bucătărie gândită pentru... Vindem tot. Vindem tot. Mai facem un ban. Să mut birou jos. Da, n-ar fi rău. Alt loc de depozitare. Aici intrăm în casă. Foarte fain. Și ieșim în living. Ok. Aici ce e? Baie. Baie, steaua ei, baie. Gândaci. Asta e beciu pentru... Aici mai avem un dormitor destul de mare. Foarte mare. Și spunem că mai am o cameră pentru copii. Uite, bă, camera copiilor. Deci avem. Avem tot ce trebuie. Camera copiilor, un dormitor mare, un living mare, baie și bunker. Asta e casa perfectă. Salut, Alin! Casa perfectă. Vindem tot. Nu ne trebuie nimic. Ne apucăm și de... Dar ar trebui să mai facem și câte o misiune. Adică o să curăț ce e în casă. Și ne apucăm de misiune, că trebuie să facem și bani. Live cu farming? Nu. Pomii ăștia mie nu chiar îmi trebuiesc, pentru că eu mi-i plantez. Uite, $7 unul. Eu o să-mi plantez singur, nu trebuie să-mi dea aici să pun. Am încercat el să sugereze. Îmi place gardul ăsta viu de aici. Uite, topor. Și poți să tai pom. Salut, domnul Andrei. Uite aici. Căzu, bă! You must aim lower to cut the tree correctly. Aha. Nice, am tăiat un pom. Salut, Silviu! Credeam că o să-mi dea ceva pentru treaba asta. Interesantă zona asta aici cu garajul. O să punem un gărduleț aici. Tăc, tăc, tăc. După aia punem în spatele la ăsta, punem arbuști. Și atunci o să rămână garajul, o să rămână un open space. Îngărdit așa frumos. Aoleu, ce e aici? Plante, abureli. Îmi place casa asta, îmi place mult cum e făcută.
Îmi place cum e făcută. Vindem tot, trebuie plasterboard, ia uite, ursuleți, iepurași, jegoși, vai steaua lor. Mi-e dor de The Forest. Joacă The Forest, Adi, dacă ți-e dor de el. Așa. Asta iese afară, nu-mi trebuie. Atât. Aici se intră în bunker, unde nu cred că am vândut. Am vândut tot. GNS, ce alegi dintre Lamborghini și Ferrari? Cred că Lamborghini. Ferrari-le sunt foarte moi. Mașini moi Ferrari. Îmi trag un dormitor aici. Un gaming room. Deci birou. Aici un gaming room. Aici o canapea de dormit. Bora. Uite, asta trebuie să... Deci întâi am luat casa, da? Am făcut 55.000. Camera asta arată ca... Arată ca aia de la... Bătăria aia ciudată. Uite peretele asta. Și aici au fi un dormitor. Deci aici este un alt dormitor. Oare să fac o poltă între dormitoare? Între camera? Nu. Nu e bine așa. Luăm gândacii. Gândaci. Bun, și eu de unde știu că i-am luat pe toți? Enough cockroaches are eliminated, you destroyed the cockroach nest. Aha, am înțeles. Parcă mai erau gândaci undeva, nu? Pot pune link. Nu poți pune link pentru că n-ai moderator, dar poți pune pe Discord. Sau să pună unul din moderatorii linkul de la canalul tău, dar te rog frumos, Denis, scrie ceva despre tine pe chat. Și nu zic că nu știi cum să faci asta. În asolo e... Găsește și faianța din baia asta, sunt foarte nasoale. Jegos. Mult jegos. Gata, băie, e curată. Aia e curată. Da, bun.
Hai să facem o misiune, ideea că trebuie să plec de aici. Ne-am luat acasă, aia e faza. Mergem la office. Gelele, vreau să mă apuc de YouTube. Apucă-te, Gheorghe, liniștit. Și pe asta aș putea să o vândă. Dar trebuie să mut office-ul dincolo. Hai să luăm o comandă, ceva de făcut. Ăsta vrea să-i tai pomii. Aici cred că folosim toporul, că au zis că în noul update de la joc s-au introdus misiuni cu topor. You unlocked the axe. Congratulations, ai descuiat noul tool. Vreau mod. Și eu vreau 6000 de euro. Bun. Asta vrea tăiați pomii. Primul obiectiv. Tudorica nu mai spune chestii din astea, că după aia chiar crede. Aici trebuie tăiat. Cut the tree. Și trebuie să-l tăiam cât mai jos. Cade pe casă, nu cred! Ma, s-a scufundat copacul Titanic. S-a scufundat Titanicul, băi. Bun. Cred că trebuie să-l tai și pe ăsta. Mai jos. Atât. Da, e cam prost. Că eu a trebuit să... Cade, băi! Bun. Bury and fill oblong formed pond. Oblong formed pond? Ce-i aia? Oblong formed pond, decorațiuni. E gaură, piscină, ce e asta? White, buy now. Bury and fill. Ah, vreau o baltă, un bazin, o chestie în jurul. Am înțeles. Vreau să-i fac o gaură aici lângă. Îți fac, mă, fără probleme. Uite aici. Insert the pond. Uuu, ce șmecher! Facem aia naturală. Cel mai plictisitor și frustrant când pui iarba. Put soil around. Ce zici, mă? Ce zici, mă? Asta e nou. All tasks completed. Deci au vrut să-i pun o dăsta în casă. Interesant că se poate, știi? Salut, Robert! E bine că se poate. Am terminat task-ul. Mi-a dat 420 de... Mai mare rușinea, mă.
Hai să facem o misiune mai serioasă. Mersi, Antonio. Ai, mă, cap. E mult de lucru la casa asta. Dar o să facem bani. Mersi, Daniel. Salut, Denis. Mersi, mersi, Zarzavat. Bun. A, asta e exact casa pe care o facem noi, uite. Asta e casa cu garajul. Aproximativ. Că văd că are același interior. Oi, de capul meu. Mamă, și ce mare e. Da. Everything to be refurbished. Bun. Începem de unde începem? Afară vrea ceva? Deci uite, dacă iau burienile din grădină, nu-mi dă niciun ban. Că la income acolo unde scrie 0, trebuia să scrie ceva dacă... Îmi dădea ceva și pe operațiunea asta. Le iau eu așa că mă deranjează pe mine, dar nu neapărat că îmi și cere. Salut, George! Îmi place la tine că nu îți pui toate țiganilor pe ecran. Nu-mi pun țigăniile pe ecran? Da, nu o suport să pun țigăniile pe ecran. Nu-mi place să pun țigănii pe ecran. E suficient că sunt eu aici și overlay-ul aici. Asta. Eleven. Și atât. Salutare, Bogdan! Cât se live-ul, că am chef să mă uit la jocul ăsta. Până pe la 10, cred. Până termin casa asta, comanda asta. E mult de lucru, dar hai să ne apucăm de treabă. Uite, vezi, mi-a dat $210 doar pentru că am curățat holul. Să montăm ceva, să curățăm geamul. Everything to be refurbished. Să o baie. On devices. Curățenie. Nu mă lasă să le mut pe asta. Gândaci. Salut, Last Gasp! Am tot intrat, am salutat, să nu zici că lipsesc foarte mult de pe canal, dar nu vezi mesajele. Scuze, Last Gasp, dar am avut ceva probleme și m-am concentrat la altele. Încerc să vară și jocul, nu doar să stau de vorbă cu chat-ul. Înțelegi tu. Și eu dacă m-aș duce la cineva pe chat și vreau să văd ce se joacă și se apucă și povestește altele, la un moment dat chiar vreau să văd și jocul. Înțelegi tu. Astea nu cred că trebuie să înlocuite, pentru că astea, dacă le curăți, arată destul de bine. Adică Last Gasp, chiar mă aștept de la tine că ai o maturitate și înțelegi lucrurile astea. Nu cred că ești unul care se supără de la atât. Așa. Pus ceva. Pe ușă. Mai e ceva pe aici. Care cred că... Tavan, ok. Probabil ușa.
s-o tăiat aia pe aici. Păi nu, eu mă aștept că sunteți destul de necopii. Faster cleaning, dispose of trash in range. Yeah. Deci dacă dai cu asta acum, îți și aruncă cu noi un... A, e șmecher asta așa. Îți și aruncă gunoiul. Dar unele chestii cred că nu trebuie să refăcute, nu trebuie să le... Le putem cred că și lăsa. Ai sigur să și vopsești. Da, ăștia vor gresie, faianță, vor refăcut toate pe aici. Da, a avansat mult jocul ăsta de... Ce era jocul ăsta când am început prima dată și ce e acum chiar a avansat. Ok, deschidem geamul și... Uite, deja te să-mi dea 4200 pe ce am făcut aici. Curățăm și holul. Că dispus și garbage. Mulțumesc, Last Gasp, că apreciez și eu nu am așteptări de la oameni, dar sunt unele persoane printre voi care chiar știu să vorbească, știu să întrebe, știu să răspundă și astea. Și mă gândesc că nu sunteți chiar așa supărăcioși. Știi foarte bine, Last Gasp, că noi avem altfel de... Ar fi tare să poți să lungești casa în curte. Cred că poți. Nu știu exact în ce măsură, dar poți. Cleaning-ul e gata aici. Este gata. Este gata. Aici e gata. Deci tot ce înseamnă mop și chestia se pare că am făcut. Deja trebuie să-mi dea 5200. 5200. Mai băiatule. Poftică, de ce nu-mi dă și că iau burienele? Îmi dă XP măcar. Măcar XP să-mi dea. Nu poți să faci camere în plus, Robert, la casele altora, dar poți să faci la a ta. Când ai casa în jocul ăsta. Tu în sinea ta ești încă un copil. Daniel, mare adevăr ai grăit. Mare adevăr. Și lucrul acesta vin sugerez și vouă. Să fiți copii cât se poate de mult, pentru că aici nu vă mai întoarceți. Geamul e curat, ăsta nu e curat. Nu am eu vreun motiv să mă supă sau na, înțelegi tu, pentru că și chestia asta. Acum apreciez înseamnă că îți place ceea ce fac dacă nu ești. Asta e, ești bine dispus. Salutare, Gabriel!
să părăsești canalul, corect. Dar last gasp, eu cred că tu nu ești alt. Ce chestie? Lampa asta trebuie puse becuri la ea. Ah, am făcut device-ul. Nice. Poate fi și băiețel de 3 anișori și un bărbat în toată firea de 33 de ani. Da. Prefer să fiu eu, radiator. Viața e prea nasoală ca să nu te joci. Asta vă zic eu. Vedeți că merge mai repede montajul. Țăc. Ac. O să... Și... Nu știu ce cu scaunul ăsta. Dar trebuie să montez ceva în spatele lui. Ia du-te tu și mută-te aici. Eu am treabă aici. Viza era problema. Tam. Deja 6100. Paint with the colors. Velvety peach. Trebuie să cumpărăm velvety peach. Hai să vedem. Velvet. Dă-te băi. Velvety peach. Buy now. Punem în mijlocul casei și începem să vopsim. Sper că VR-ul s-a avansat atât de mult exact ca în Ready Player One, despre ce ai viața în realitate să fost să iau bani din joc. De când am jos jocul ăsta, am învățat să schimb o priză. Antonio, vezi să nu dansezi cu ea în mână. Eu nu-ți recomand să schimbi o priză singur. Salutare, Frederico! Haide să pictăm. Salut, Ionuț! Seară frumoasă și ție, last gasp! Și să ne auzim de bine! Să auzim de bine! Prima oară sting curentul de la panoul principal. Numai să nu bagi o furculiță în priză. Încercând să stingi curentul. Nu mi-ajunge voxeaua. Treci pe ani, nu trei. Nu mai evoc sea. Mai cumpărăm una.
Bun. Punem vopseaua cilișa că nu se... Se pare că această cameră este gata. Salut Alex din nou! Această cameră se pare că e gata, așa că o să lăsăm cum erau. Și e gata aici. Se aprinde lumina? Se aprinde, mă! Bun, acest Sunny Orange. Aici vrea Sunny Orange. Sunny Orange. Uite-l aici. Luăm o cutie. Contul tău e mai mic decât mine cu 2 luni. LOL. Care cont? De Steam sau... Ce cont? Nu te înțeleg. Paint a wall. Ce avem de aici? Am înțeles, George. Cum e să te naști în 2006? Eu în 2006 eram deja sătul de muncă. 2006-2007. În 2007 mi-a schimbat locul de muncă. Da. Salut, Beldi! O să repeți. Am întrebat cum e să fii născut în 2006. În 2006 aveam 20 de ani. Eu sunt născut în 86. Un an bun. Din punct de vedere muzical, cinematografic, 86 a fost un an super. Gata această cameră. Punem asta la colț. Repede, repede intrăm în baie aici. Ei, aici e țură mai nasol, că trebuie să punem lay floor tiles, ceramic tiles gray. Deci trebuie să punem ceramic tiles gray. Where's my many? Uite-te să punem florul. Ai, cred că n-am pus bine. Nu am pus bine, că văd că mi-am luat banii, dar... Ceramic wall tiles dark green and ceramic tiles gray. Salut, Olariu! Ceva nu-i bine aici. Vrea un washer. Întâi deșurubăm. Desfacem centrifuga.
Salut, Șișe. De când am mai fost pe la tine? Păi, tu știi, Oladiu. Eu n-am domn să știu. Bun, am pus chestia asta acum. Am. Mamă, că te-am pus, mă. Așa. Racordăm aici. Frumos. Ia și tu. Așa ție, ia și tu. Ok, asta vrea așa. Dar green și ceramic tiles gray. Ceramic tiles. Dark green. Pentru walls. By many. Da, dar nu știu unde vrea. Ceramic tiles dark green și gray. Știu că trebuie și WC-ul, dar după aia mă aglomerez și nu mai pot să pun plăcile, să nu o să pot pune plăcile de... Hai să vedem cum le împărțim. Că vor grey și verde și grey. O să pun aici cât ține cabina, griu și restul pun verde. Nu? Ce ziceți? Nu merge internetul. Trebuia să mai cumpăr plăci. Trebuia să mai cumpăr asta. A, nu, stai că aici am zis cât ține cabina, pun din alealte. Termină plăcile. Aoleo, George, o fi jocul pe Filelist, dar nu știu dacă ai și tele ceva. Cu grădina. Acolo să pun altceva. E ajung plăcile oare? Dacă n-ajung pun gri. Vine papa. Vine papa la mine în oraș. Alex, unde vine? În Sibiu? În Sibiu, parcă. Era programa să vină. La fix, bă. La fix a ajuns. Și acum vrea ceramic wall tiles dark green și ceramic tiles gray. Cera...
Gray Square. Dar de care vrea. De care vrea, că mă nervează. Ceramic tiles gray. Where? Ceram. Dar mor dacă știu care e. Că e gray squares și gray square. Și toate de floor, walls. By many. Pe castea. Shaggy se aude doar într-o cască, știm. Știm că se aude într-o cască. Am să încerc să nu mai vorbesc așa mult. Mamă, dar fii atent că nu-mi pune. Nu-mi pune că pun asta. Dar care e, mă? Walls. Ceramic tiles gray squares. Mai e vreun gray? White, blue, purple, rectangle, yellow, gray squares. Și uite, ceramic tiles gray simple. Du-te în pana ursului, asta trebuia, mă. Am dat banii aiurea. Fapt, asta era. Da, asta era. Pana ursului. Nici eu nu o să stau mult azi. Sunt terminat. Dar sper că episodul de astăzi v-a plăcut. Că, na, s-o băguite roțelul microfonul, trebuie să văd care e problema. A zis că mai pun aici. Filmul e pe joi. Mâine sau joi, da. Din păcate n-am mai putut să vedem filmul azi, ieri, că am fost și foarte obosit. Nu vreau să adorm la film. Cum am mai pățit? Uite, ar mai fi una singură, nu? Pun aici. Lay floor, ceramic tiles gray. Floor. Dau aici, mă duc pe floor. Ceramic tiles gray, uite-le. Pentru floor. De asta se face mai simplu. Că... Așa, și mai trebuie montat toilet. Sunt un pic cam obosit, adevărul că sunt un pic cam obosit. Și cred că mă sting mai repede azi. Că dacă nu terminăm casa asta, că n-avem cum să terminăm casa asta. Ci că pot să termin deja orderul, nu trebuie să mai stau să fac și restul, dar pentru bani o să facem și restul. Ok, aici bucătăria trebuie doar pusit. Camera asta. Și
Știu că m-auziți într-o ureche de la OBS sau de la live sau de la microfon sau nu știu de la ce. N-am microfonul într-o parte, e ceva din soft. Bun. Data viitoare o să fie poate mai bine. Salut gamer, băiatul, dau like. Unde să-l dai? Cui? Mount devices. Nu pot să-l pun, că la asta. Uite măi, Andrew, că pe noi nu ne-a salutat, mă simt rănit. Ia un bandaj. Călin. Andrew. V-am văzut, măi, de eu n-am de unde să știu pe cine și pe cine n-am salutat. Eu am zis la început salutare, băieții, nu, ce pot să fac mai mult? Eu sunt atât de obosit încât nici nu știu dacă o să apuc să... Aici ceva de montat aici. Și muzica provoacă somn. Să zicem. Asta nu. Ah, nu avea bec. Nu, hai, gata, ne oprim, că nu mai pot. Deci chiar nu mai pot. Mai avem de lucru la casa asta pentru data viitoare. Eu deja pot să renunț la ea, că mi-au cei 14.000. Deci eu pot deja să iau 14.000 și am terminat comanda. Dar nu este făcută 100%. Așa că data viitoare o vom face 100% și ne vom lua banii de pe ea. Și poate ne apucăm de casa... cea nouă pe care am cumpărat-o. Bun, sper că na, v-a plăcut. Am apărut eu un pic mai târziu și sunt destul de obosit, dar o să mă revanșez eu mâine sau poi mâine. Eu am fost Geleven, vă salut și vă zic seară faină, să fiți cu minți. Hai că imediat vine weekendul, mai sunt 3 zile. Vă salutizez, noapte bună, peace!